Elevii dinamoviștilor s-au hotărât, îl păstrează pe Ioan Andone, antrenor. Badea a anunțat oficial că Dinamo i-a prelungit contractul lui Andone până în 2013. Ioan Andone a plecat liniștit în vacanță, chiar dacă Dinamo a terminat campionatul pe locul 6 și a pierdut finala Cupei cu Steaua, Andone nu trebuie să-și mai caute echipă. Șefii lui Dinamo i-au prelungit contractul cu încă 2 ani. Andone este sub contract cu Dinamo și niciuna dintre părți nu dorește încetarea acestui contract. Mai mult, clubul a activat acea clauză prin care Andone este antrenor la Dinamo și în sezonul 2012-2013, anunță Nicolae Badea, șeful cel mare de la Dinamo. Vestea i-a dezamăgit pe antrenorii aflați pe lista lui Dinamo. Contra era și el gata să preia echipa la care a evoluat ca jucător. Eu încă sunt o tânără speranță a antrenoratului, așa că ar trebui să am câțiva ani de să confirm ca antrenor și după aia. Fără Andone plecat în concediu, Dinamo a început curățenia de vară. A renunțat raportarul Dolha, aflat oricum la final de contract. Supărat, Dolha a făcut memoriu la ligă. E neplătit de 8 luni.